Bine v-am prieteni! O să vă arăt niște fotografii în ideea că exact cum au trebuit să facă naziștii, familiile naziștilor, oamenii simpli din Germania care nu credeau crimele naziștilor, așa ar trebui să facă rușii de astăzi. Sigur, sub cupola unor dezinformări, unor manipulări îngrozitoare sunt astăzi, dar după război, dacă va mai exista un după război, vor trebui să facă exact ce au făcut germanii, nemții. Da? Adică să meargă la cinematograf și să privească cu ochii lor ororile. Nemții, după al doilea război mondial, da, au fost ani de zile duși pur și simplu la cinema. Haideți să vedeți ce au făcut soții voștri, bunicii voștri, vecinii voștri, soții voștri, etc. Da? Adică să vedeți ororile. Și s-a lăsat cu plâns. Oamenilor din sală, nemților simpli, nu le venea să creadă că în secolul 20, la mijlocul secolului 20, exista atâta ură, atâta cruzime. Da? Ei bine, asta vor trebui să facă și rușii. Mă uit la, la pozele astea și. Păi ești om, uită te la, la fața copilei care cred că nu are mai mult de trei ani, nu pricepe nimic din ce se întâmplă, pentru că nimic din ce se întâmplă nu este de priceput. Și îl vezi aici pe Putin, de la un singur om, de la un frustrat, de la un frustrat global a pornit totul. E ca și cum ar avea un, un, un pitbull în sat și merge, bate la poarta fiecărui, om, băi, dăm slănină, dăm bani, dăm ceai în frigider, că dacă nu pun pitbull-ul pe tine, da? Eu am rachete nucleare, toată lumea să stea drept în fața mea, să nu intervină nimeni, pentru că eu vreau să fac ordinea mea într-o țară străină, Ucraina, da? E, și am văzut o mulțime de, o să le spun, idioți utili da, de la noi, din țara asta a Uniunii Europene, din țara asta a NATO, din țara asta în care se trăiește mult mai bine decât în Rusia sau în Ucraina sau oriunde, decât oriunde în spațiul ăla fost sovietic, actual rusesc, CSI-ul lupește plăjit, da? oameni care vin și spun, dragă, dar vai, noi, de ce ne preocupăm de copiii aia? Dar cum să ne preocupăm de copiii noștri? Dar până acum n-ați văzut că sunt copiii noștri orfani? Până acum n-ați văzut că sunt pensionari fără mâncare? Presupun că ați dus ajutoare, exact cum ducem, duc astăzi oamenii la Vama Siret, la, la Sighet, la Isaccea, da? De aia comentați, pentru că voi ani de zile ați, ați dus ajutoare bătrânilor și ați avut grijă de orfani, nu-i așa? Acum s-au trezit cu, cu, cu uh, conștiințe erectile, o mulțime de la noi, da, în România, să urle împotriva ajutorului oferit ucrainenilor care, atenție, nu mai au țară. Eu sunt curios după ce se termină războiul, când ajungi în țara aia, în afară de ruine, ce vezi? va dura decenii să se reconstruiască Ucraina. Și am văzut un <coughs> comentariu foarte fain da, A lui Paul Palenciar. Nu există pedeapsă suficient de mare pentru Putin și acoliții săi. Ștreangul e prea blând. Azi la Irpin, lângă Kiev, o fetiță fugea de mână cu surioara sa. Amândouă aveau privirea pierdută. Cea mică ținea într-o mână o napolitană. Fugeau împreună cu adulții, într-o mare de oameni, cu țipete și plânsete. În jur cădeau bombe rusești. Rușii le-au promis încetarea focului, apoi au reînceput să tragă exact când civilii erau complet expuși. Să vă fie rușine! Celor care deplângeți anularea unui concert de Tchaikovsky, dar nu și lacrimile acestor copii. Sunteți sub oameni, sub jivine. Să vă fie rușine celor care spuneți că războiul din Ucraina nu ne privește, că e o conspirație, că nu știm exact ce-o fi acolo, că ne să ne vedem de treabă. Nu vă cere nimeni să faceți analize geopolitice, doar să fiți oameni, dar voi sunteți niște cadavre ambulante. După ce veți muri, nu vă mai duceți la întâlnirea cu Dumnezeu. N-are sens. Nu aveți ce să-i spuneți. Cereți direct loc în iad. Și e bine, da? E bine că astfel de mesaje vin. De ce? Pentru că. Narativele astea rusești, că, domnule, la ce ne pasă nouă de Ucraina? Dar de ce ne o trebuie nouă NATO? Lasă-mă în pace cu Uniunea Europeană, uite că ne-au făcut țintă, că totuși Ucraina a fost a Rusiei și Rusia chieviană și chievul și nu știu ce și nu știu cum, da? Toate astea trebuie blamate. Pentru că noi ne-am obișnuit să, să ne prefacem că nu există astfel de oameni printre noi. Ba, există sunt violenți. Sunt acei oameni care urăsc tot ce este diferit. S-au băgat într-un partid extremist doar pentru că partidul ăla extremist, prin furia lui împotriva tuturor, le recorea pitica sinapsă, mica nesemnificativa sinapsă. Sinapsa aia care nu te duce la, la, o bibliotecă sau la o școală sau, sau pur și simplu te face să nu scui pe stradă. Nu sinapsă de aia este. Este sinapsa aia de la prima, de la primul nivel al lui Maslow pipi caca papa da nevoile primare și între nevoile primare noi am uitat că există și puneți ghilimele la nevoi violența autosatisfacerea că dai cu pumnul, dai cu vorba și apoi îți pui niște icoane pe Facebook spunând eu sunt credincios de Sfântă Mărie toate măriile să trăiască frumos de Sfântul Andrei Tăț Andrei de Sfântul Dumitru de cei 40 de mucenici și când s-o găta sărbătoarea începem iară cu noi musculo musculoși. Da, să știți că este o emoție imensă în toată lumea eu ieri n-am vrut să vă arăt fotografii sau așa, pentru că mi se păreau și mi se par și acum dincolo de orice imaginație. Nu o să arăt fotografia, intrat singur pe, pe, New York Times, da? fotografie dramatică în deschiderea New York Times, pe prima pagină, o mamă și doi copii uciși de trăgătorii ruși când se refugiau din Kiev. Au fugit întreaga familie, da? până la urmă și tatăl a fost împușcat, iar ăia care spuneau că sunt urmașii mari armate roșii, că vin acolo să denazifice, de etc., etc., da? au tras într-o familie. Îți dai seama, o familie da? care de dintr-o secundă n-a mai fost. Da? Și stăm și ne uităm și ne uităm și ne uităm. Apoi ați văzut acel băiat de 11 ani din Zaporoje, da? care a ajuns singur în Slovacia, avea doar o pungă, un pașaport și un număr de telefon scris pe mână. Păi nici în... Nu știu... La ce să ne aducem aminte? De Hector Malo? Singur pe lume? De, 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 ce filme să ne aducem aminte? Că vezi că vine realitatea și te îngroapă, te scuipă. Te îngroapă în scuipat. Da? Un scuipat rusesc. Un scuipat despre care tot timpul am crezut că lasă-mă că or fi ei, ori fie ei, o avea conducător prost ei dar marea literatură, mare artă, marele balet, mare... Nu mai contează, băieți. Atunci când mor copii, poți să-ți bași picioarele în tot baletul tău. Da, nu degeaba foli, o o, o, o fugi Nu degeaba uh, nu Nu degeaba toată lumea normală din Rusia căuta să fugă din Rusia. Cei care au rămas acolo, o uh, 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 oropsiți sau pur și simplu, marea majoritate au rămas pentru că le convine. Nu contează că e sărăcie, contează că am arme nucleare. Dar există o opinie, mi-a trimis doamna Margarit, sugestia să o caut, da? în jurnal de Montreal. Dacă Putin nu se retrage, o face ce? Un război este just atunci când beligeranții împart aceleași valori, respectă aceleași limite, da? zice Richard Martino. Da? Și dacă Putin este pregătit să meargă prea departe ca să nu-și piardă, ca să nu piardă totul, da? Dacă nu, are niciun, dacă nu are scrupule în a trimite misiile nucleare de rază scurtă în Ucraina, ce o face? O pune iar drapelele Ucrainei pe pagina noastră de Facebook? Este o dilemă îngrozitoare a lumii civilizate. Pentru că nebunul, care e bolnav, spun specialiștii din, din servicii, ar fi într-o fază de cancer terminal, doamne, dă să-l n-am zis în viața mea chestia asta despre un om, dar Putin nu poate fi considerat om, da? Tot șantajul ăsta pe care mizează și ați văzut în, în cartea lui François Tor șantajul, vodka și amenințarea cu moartea, astea sunt cele trei direcții prin care poți să supui un om, asta spunea Putin în anul 2000, da? Acum șantajează o lume întreagă și deja ești într-o dilemă. Bă, să mă duc să-i dau primul în cap, să-i dau în cap, să, să risc un, un război la care oricum se va ajunge, sau să stau și să sufăr, văzând cum o țară este distrusă, dar până la urmă am salvat restul uh, uh, lumii. Nu știi cum e mai bine. Nu, eu nu-mi nu permis să intru în, în, în emoții de-asta, de moment, deși tentații au fost, probabil am și intrat fără să-mi dau seama, când de o parte, când de alta, dar este aproape normal. Ați văzut că Rusia amenință voalat România și Polonia. Domnule, orice țară care pune la dispoziția Ucrainei aeroporturi va fi considerată beligerantă. Sunt marile pierderi ale Rusiei. Polonia, da, pe care au mai împărțit-o în 40 împreună cu Hitler și trebuie spus, al doilea război mondial nu a pornit doar de la Germania, a pornit și de la Rusia, Uniunea Sovietică. Amândouă au mers și au, și -au împărțit Polonia, mie estu, ție vestu. Amândouă au fost până la Barbarossa cele mai bune prietene, cele mai mari aliate în al doilea război mondial. Ce a fost în, în, în mintea lui Hitler a fost și în mintea lui Stalin. Doar că ne-am învățat să spunem doar despre Hitler. Nu, tată, Amândoi au fost niște nenorociți ai istoriei. Da? Iar ăsta acum, văd pe Newsweek, ar suferi de cancer în fază terminală, cancer intestinal terminal. Sunt rapoarte de informații de la Pentagon și din Ucraina, citate de publicația americană Daily Star, n-au fost uh, confirmate informațiile, dar se merge pe uh, ideea că fața lui umflată este un semn că face chimioterapie sau ia Expresia lui lipsiță de zâmbet arată că suferă constant, dar și lucrul ăsta l-ar face mai agresiv, deoarece știe că este pe moarte și vrea să rămână în istorie. În istorie va rămâne cel care îl va țintui de perete ca pe o blană de urs. Pentru că deja se ajunge la, la, la mai mult decât război. Ăsta nu mai este un război, este un jaf. Exact cum ar veni mâine nu știu, o bandă de-aia de criminal în curtea unuia, a mea sau a ta și ar începe să jefuiască, țintuindu-ne țintuindu în același timp cu pușca la perete în timp ce jefuiesc, jefuiesc, omoară și dau foc la tot ce ai. Despre asta este Rusia astăzi. Poate să facă ce, câte statui vor și lui Tolstoi și lui Dostoevski și oriunde. Se poate umple Rusia de statui. Statuile alea nu mai, nu mai înseamnă nimic. Pentru că Rusia deja devine un pericol mondial și tot ce a făcut până acum pentru umanitate, iarăși spun Tolstoyev, Dostoevski, cine vrei tu, da, este egal cu zero. De ce? Pentru că umanitatea s-ar putea să aibă o problemă fundamentală, una de existență, da, și din cauza idioților de la Kremlin și a lui Putin și a elora care pur și simplu nu sunt în stare să-l țintuiască de perete. Ca la darți, ca pe o blană de urs, un trofeu necesar păcii lumii. Să aveți sănătate!